Într-adevăr, apostolii drumețiilor se așează la masă. Soarele s-a ridicat binișor deasupra pietrii privireiului. Căsarul și oala se lăfăie în soarele dimineții. Soarele ne încălzește din ce în ce mai mult. Noi continuăm să ne îndreptăm spre piatra Bridireiului. Iată, oameni buni, apa a înghețat pe drum, noaptea este destul de rece, noi ne continuăm drumul spre piatra Bridireiului, un obiectiv turistic important, pe culmea care separă Valea Bistriței Ardelene de Valea Bârgăului. Ia priviți și ce brumă groasă în această zonă umbrită. Masivul Heniu rămâne în urma noastră, dar ne privește binevoitor. Perspectiva se deschide asupra satului Mureșenii Bârgăului. Avem o superbă deschidere și asupra satului Tureac. Intrăm în pădure și vom ataca creasta.
Urcușul continuă spre creastă. Iată, apar și primele stâncării, semn că ne apropiem de vârf. Iată o altă formațiune stâncoasă. Și de aici încolo vom întâlni mult mai multe. Poate ne întâlnim cu Moș Martin. Nici într-un caz. Nu e aici zona lui. O căprioară, un mistreț, ceva? Asta da. Iată, ajungem într-o zonă accidentată, unde există foarte multe formațiuni stâncoase. Aici se observă principala stâncă din această regiune. Aceasta este principala formațiune stâncoasă care poartă cota 1100. Este vârful Piatra Bridireiului. Acesta este drumul pe care am venit noi până aici. Alte formațiuni stâncoase ne așteaptă. Noi ne vom strecura printre ele. Aceste stâncării din Piatra Bridireiului sunt sculptate în formațiuni vulcanice, în aglomerate vulcanice, care au ajuns aici în urma erupțiilor care au avut loc în munții Călimani. Ne apropiem tot mai mult de stânca principală.